Salut! Astăzi o să vă arătăm cum puteți identifica codul de motor, codul de cutie și codul de culoare pentru Volkswagen Golf 6. Acesta este 1.6 TDI. Pentru codul de motor și codul de cutie, dacă nu aveți etichetă din portbagaj, al meu este deja desfăcut capacul, dar pentru cei care vor să identifice codul de motor, pe capacul de la distribuție scrie codul motor, respectiv KY. Pentru aceste motoare, generație după 2008, s-au schimbat codurile, acum sunt din 4 litere. Adică trebuie să vedeți exact dacă este KYB sau KYK. Asta o să vedem, o să vă arătăm cum puteți identifica. Haideți să vă arăt și cum puteți găsi codul de cutie. Tot la fel, vedem direct pe cutie unde puteți identifica codul. Va trebui să scoateți carcasa de filtru de aer și deflectorul și exact aici este codul de cutie. Exact în porțiunea, în locul acesta, va trebui să curățați cu o perie de sârmă și veți vedea codul de cutie. Apoi, ca să vedem exact codul de motor, la portiera stânga față, pe trag, aici puteți vedea exact ce variantă de motor avem. Și este seria de șasiu și varianta de motorizare, respectiv KYK. Diferă de la KYB la KYK. Deci, ca să știți exact, aici puteți vedea codul de motor. Și varianta completă, unde vedeți exact toate codurile de motor, de culoare și de cutie. Deci în portbagaj lângă rata de rezervă, aici avem seria de șasiu, avem modelul de caroserie, respectiv variantul acesta, avem kilovați, 77 de kilovați. Aici avem engine code, adică codul de motor KY, apoi avem transmission code, codul de transmisie, de cutie, LHW. Pentru cei care nu au această etichetă, vor trebui să caute acolo pe cutie unde v-am arătat. Va trebui să curățească cu peria de sârmă ca să se vadă. Și apoi, ce ne mai interesează, codul de culoare. LC5F, respectiv pentru această mașină. Și apoi aveți aici codurile opțiunilor pe care le are mașina. Pentru cei interesați de ce opțiune are mașina, aici găsiți toate codurile. Această etichetă o mai puteți regăsi și pe cartea service pe prima pagină. Deci în cazul în care aveți carte service, ceea ce mai rar se întâmplă, mașina asta de exemplu nu a avut-o, pe carte service pe prima pagină regăsiți această etichetă. O să vă zic și de ce vă interesează aceste coduri. În primul rând, când cauți o piesă, toată lumea te întreabă de codul motor, la cutie, dacă ai probleme în cutia și trebuie să o schimbi, indicat ar fi să o pui exact același cod, sau în momentul în care ai nevoie de o piesă de caroserie, de o aripă, de o portieră, cred că financiar și economic ești cel mai bine dacă ți-ai găsi și te pune direct o piesă la culoare. De aia e bine să știi codul de culoare, să cauți o aripă, doar o montezi și ai scăpat. Dacă, în schimb, nu găsești, va trebui să iei una nouă, să-ți bați capul, să găsești pe cineva care să te vopsească, să cauți exact culoarea aia, poate nu-ți iese nuanța care îți trebuie și va vedea diferența. Sper că vă este util acest clip. Dacă aveți comentarii, întrebări, nelămuriri, vă rog să le scrieți și o să încercăm să răspundem la toate. O zi bună!